Sandra Izbașa, ultima gimnastă de aur a României la Jocurile Olimpice, le motivează pe Larisa Iordache și Maria Holbură înaintea concursurilor de la Tokyo. Izbașa și-a admirat medaliile vieții la Muzeul Sportului. Sandra Izbașa e o adevărată româncă de aur. Ea a ajuns campioană olimpică și la Beijing și la Londra la 4 ani distanță. Înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, Izbașa a retrăit momentele carierei alături de cele mai prețioase medalii câștigate la Muzeul Sportului. Medaliile de bronz câștigate pe echipe, atât la Beijing cât și la Londra, cât și medaliile de aur de la Londra și Beijing câștigate individual la două aparate diferite. Sol, ea este solul și ea este cu săritura. Izbașa s-a apucat de gimnastică pe când avea 4 ani, la Steaua. Mi-era și dor, fiind singurul copil la părinți, mi-era foarte dor de ei. Atunci când eram mică, știu că mă jucam pe bara de bătut covoare și îmi imaginam cum ar fi evoluția mea într-un sport de înaltă performanță. Și ăsta era visul meu, să ajung cea mai bună din lume. Larisa Iordache și Maria Holbură vor încerca la Tokyo să câștige și ele aurul olimpic. Pot să le susțin pe Larisa și pe Maria Holbură și o să-mi doresc pentru ele să facă exercițiile lor perfecte.